Este nevoie să facem diferența, oameni buni, este nevoie să facem diferența între ceea ce este sfânt și între ceea ce este păcătos, între ceea ce este lume și între ceea ce este, ce este neprianire, între ceea ce este Dumnezeu și în, ceea ce, și în ceea ce este lumea păcatului. Și mă rog în această seară Dumnezeu să aibă milă de noi. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Pentru că fiecare amestec al lucrurilor spirituale cu cele lumești, fiecare amestec în mintea noastră, în cugetul nostru, dacă vreți, pe limba noastră, în trăirea noastră, în atitudinile noastre, îl nesocotesc pe Dumnezeu și este o mare uriciune înaintea lui Dumnezeu. Știți că un împărat, în bucuria vinului și a sărbătorii, a poruncit Daniel capitolul 5 să aducă vasele din Ierusalim, să le pună pe mesele invitaților lui și să facă o amestecătură de vase dintre cele din Babilon și cele din Ierusalim. Să bem vin din toate vasele. Să amestecăm vasele din Babilon cu cele din, din, din Ierusalim. Să facem o amestecătură între, între sfințenie și păcat și să facem așa, să amestecăm lucrurile. Și în timp ce făceau lucrul acesta, Biblia spune că un cap de mână a scris pe tencuiala zidului, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și-a îngălbenit împăratul la față și-a început să-i se bată picioarele de o la altă, genunchit, și-a început să-i se desfacă șoldurile din cauza acelei presiuni și acelei tensiuni pe care a avut-o și a fost chemat în final Daniel, așa cum știți, care a, a transmis mesajul. Te-a cântărit Dumnezeu împărate și te-a găsit? Ușor. Fras pentecostal. Ortodoxi, catolici, oameni al lui Dumnezeu. Dacă ne cântărește Dumnezeu în această seară, cum ne găsește? Ce fel de creștini suntem? Ce fel de oameni suntem? cât e de valoroasă credința noastră, cât de mare greutate are relația noastră cu Dumnezeu, în afară de faptul că cântăm atât de frumos, că predicăm atât de frumos, că venim atât de frumos în biserică, în afară de faptul acesta, care este greutatea noastră relația cu Dumnezeu. Și pentru că Duhul Sfânt este prezent în adunare, spun, Doamne, cercetează-ne! Doamne, cercetează în această seară. Este nevoie să facem diferența, oameni buni. Este nevoie să facem diferența. Te-a cântărit Dumnezeu și te-a găsit Dumnezeu ușor vă predic și mă tem și mă gândesc, Dumnezeule, dacă mă pui pe cântar, cum mă găsești? Cum este credința mea? Cum este relația mea cu tine? Cum este, în afară de, de ceea ce puteți să, să, pot să afișez în fața oamenilor, care este greutatea mea și cât de consolidată este relația mea cu Dumnezeu? Și în seara aceasta, mă rog, Doamne, ai milă de noi! În starea aceasta, mă rog, Dumnezeu ne cercetează și dă ne putere să fim stabili în credință și credința să fie valoroasă în viața noastră și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și pentru că Dumnezeu ți-a găsit ușor, spune Biblia, ți-a numărat Dumnezeu zilele și a pus capăt zilelor tale. De ce? Că și-a permis o omesc legătură de lucruri, oameni buni. Oare nu amestecăm și noi păcatul și nepănirea. Oare în mintea noastră, oare în, în privirea noastră, oare în vorbele noastre, oare în trăirea noastră, nu se întâmplă să amestecăm lucrurile păcătoase cu cele sfinte? Fiecare această seară Domnul care este prezent aici să ne cerceteze și sângele lui Isus Hristos să ne facă stropirea și Domnul să ne curețe cugetele oameni buni și inimile și viețile noastre și în această seară să fim socotiți printre cei cu vărângea iertată și cu păcatul acoperit și biserica Domnului spune Amin, lucrează Dumnezeule, lăudați să fie Domnul! Pentru că dacă nu facem diferența, oameni buni, și dacă nu vom face diferența, va veni o zi când se va face diferența și o va face Dumnezeu. Și în ultima carte a Vecului Testament, la capitolul 3, versetul 18, cuvântul Domnului transmite și veți vedea din nou atunci. Maliahi, ultima carte a Vecului Testament, Maliahi, capitolul 3, versetul 18, și veți vedea din nou atunci deosebirea între cel neprănit și cel rău. Dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Va veni o zi când va face Dumnezeu deosebirea. Dar mă rog, în aceea zi, eu și dumneavoastră, să fim găsiți plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog, Doamne, dă ne putere și biruință, slăviți să fie Domnul. A reușit să se desprindă din brațele străinului și să vină în brațele Tatălui, acest tânăr fiu risipitor, în al doilea rând, pentru că a depășit nivelul declarativ. Undeva lângă porcii străinului, acolo unde răbdat de foame și unde era în pericol de moarte, a luat o decizie și a spus, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău, primește-mă ca pe unul din largații tăi. Și dacă lucrul acesta ar fi rămas doar la nivelul deciziei personale, fără să pornească spre tata, știți ce s-ar fi întâmplat? Risca să moară lângă porcii străinului. Declarațiile doar și intențiile bune nu-l nu, nu, nu satisfac pe Dumnezeu. Nu oameni buni. Dumnezeu are nevoie și vrea să, de, să depășim nivelul declarativ. Și mă rog, în această seară, Dumnezeu să ne cerceteze. Ceva din mulțime a strigat în Luca, capitolul 9, de la versetul 57, și a spus, te voi urma oriunde, vei merge. Și Domnul s-a uitat la omul acesta, la această declarație extraordinară, și a spus, omule, vulpile au vizuit. Păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde își pleca capul. Pentru că și cuvintele frumoase sunt frumoase, dar nu sunt suficiente. Dumnezeu se uită în această seară la inimă. Dumnezeu se uită în această vreme la inimă și Domnul vrea inima noastră și mă rog, Doamne, dă-ne putere să dăruim inima întreagă lui Dumnezeu. Nu doar declarații frumoase. În capitolul 22 din Luca ne spune Biblia de la versetul 31. Domnul Iisus stătea de vorbă cu ucenicii și cu Petru și a spus Petre, v-a cerut satana să vă cearnă ca și grâul, dar eu m-am rugat pentru credința ta. Și Petru spune, mă duc cu tine și în temniță și la moarte. Și în capitolul 26 din Matei, același Domn Iisus Hristos ne spune ucenicilor, s-a -a împlinit vremea și se împlinește cuvântul, bate voi păstorul, oile turme vor fi risipite și voi toți veți găsi în mine o pricină de potignire și pentru face din nou un pas în față. Și spune, dacă toți ăștia te trădează, eu mă duc cu tine în temniță, mă duc cu tine la moarte. Și toți ucenicii au spus același lucru. S-au dus cu el la moarte? Când Hristos era pe cruce, unde erau ucenici? Când Domnul era prins ca să fie bagiocorit și să fie bătut, unde erau ucenici? Declarații frumoase. Se plângea Dumnezeu, parcă așa ca o constatare și o durere a inimii lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 29, versetul 13. Și cuvântul Domnului transmite mesajul acesta, mulțumesc. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu... Buzele. Ritualuri cum n-au mai fost, slujbe cum n-au mai fost, declarații cum n-au mai fost. Dar spunea Dumnezeu, dar inima lui este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Se tem oamenii de război. Se tem oamenii de cataclisme, se tem oamenii de pandemie, se tem oamenii de nerociri, se tem oamenii de moarte. Dar vă întreb, se tem oamenii să păcătuiască? Ne temem să păcătuim oameni buni? Trăim într-o lume, într-o țară așa zisă creștină, unde am învățat valorile spirituale, unde părinții noștri ne-au învățat să punem mâinile împreună și să ne rugăm lui Dumnezeu, unde am învățat că Biblia este cartea sfântă, unde am învățat că acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, acesta este chipul Dumnezeului celui viu. Am învățat oameni buni să păstrăm valorile spirituale și bunul simț. Și în țara aceasta, Biblia este dată la o parte, nu mai avem nevoie de Scriptură valorile spirituale sunt date la o parte. Negociem dacă decidem și hotărâm să se căsătorească bărbat cu bărbat și femeie cu femeie și toate lucrurile păcătoase care erau în Sodoma și Gomora, vrem să le punem la loc de cinste. Mă rog în această seară la Oradea și strig din toată inima să aibă Dumnezeu milă de România. Să aibă Dumnezeu de țara noastră. Să aibă Dumnezeu de generațiile care vin, Dumnezeu, frați și surori. Și Dumnezeu să se îndure de noi. Măriți să fie Domnul. Să renunțăm la formalisme religioase. Să renunțăm la, la lucruri de suprafață. Și să ne proșterem înaintea lui Dumnezeu. Să plângem pentru păcatele noastre. Să strigăm pentru păcatele noastre. Și Dumnezeu să aibă milă de noi.